La începutul lui 2014, reprezentanții în Consiliului Județean aveau obligația să organizeze o licitație cu privire la schimbarea sau reînnoirea contractelor cu firmele ce efectuează dezăpezirea. Din diferite motive, licitația nu a avut loc, iar dezăpezirea drumurilor județene a fost efectuată tot pe contractele vechi. Două reprize de ninsoare au fost suficiente ca drumurile din județ să aibă de suferit. Deși anul acesta curățarea drumurilor a fost una rapidă, vicepreședintele Partidului Social-Democrat, Cristian Marciu, spune că în opinia sa modul de acțiune a lăsat de dorit. După părerea mea, așa cum am spus, activitatea a lăsat de dorit. A fost nevoie de foarte multă muncă din partea primarilor din județ, care cu forță proprie și cu bani de la bugetul propriu au trebuit să dezăpezească drumurile, tronsoanele de drum județean care le străbat unitățile administrative teritoriale, cât și drumurile comunale. În acest an, cea mai mare parte a muncii de dezăpezire a revenit primăriilor, care au acționat cu utilajele proprii, dar și combustibil asigurat din bugetele locale. Din cauza acestor lucruri, în prezent la Consiliul Județean, peste 12 primării au depus cereri pentru recuperarea banilor cheltuiți. La această oră sunt mai bine de 12 cereri din partea primăriilor la Consiliul Județean pentru a li se asigura fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu motorina pentru dezăpezirea drumurilor județene în perioada care a fost parcursă până acum. Consiliul Județean, și am discutat acest lucru cu câțiva colegi, ar trebui ca să se ocupe în perioada următoare pentru elaborarea de proiecte pe fonduri europene pentru achiziția de utilaje de dezăpezire, dar și pentru reparații drum. Potrivit vicepreședintelui PSD Cristian Marciu, mai bine de 29 de primării din județul Giurgiu au acționat singure la dezăpezirea drumurilor județene. În alte 6 comune s-a acționat atât cu firmele contractate de Consiliul Județean, cât și cu primăriile, iar în alte 9 localități au efectuat dezăpezirea strict firmele cărora le revenea în atribuții dezăpezirea acestora. Pentru a nu se mai confrunta cu situații de acest gen în care primăriile din județ să acționeze pe cont propriu, Cristian Marciu spune că pe viitor ar fi bine ca reprezentanții Consiliului Județean să achiziționeze utilaje atât pentru dezăpezire, cât și pentru reparația drumurilor pe timp de vară.